Uite, 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 în direct, în filmare, în direct, uite cum stă motura, cum stă coropișnița, cum stau râmele. Mai tare de atâta nu există filmare. Să fi scurt, concis și la obiect și vă arăt cum am ajuns să prind la fiecare partidă. Ce oferă Dunărea, aia prind. Oferă puțin, prind, oferă mult, prind și mai mult. Este multă informație, o fac foarte concentrată. Dacă nu aveți timp să vizionați acest filmuleț, puneți pauză, reveniți și îl vedeți mai târziu. Trebuie văzut până la capăt. De ce unii pescari prind pește cu sacul și eu nu am nicio trăsătură? Ce are el și nu am eu? Asta vreau să arăt. Am aflat și vreau să arăt. 99% din informația despre pescuit, luată de pe internet, de pe YouTube, de peste tot, pur și simplu, am aruncat-o. 1% folosesc restul informație pură de la pescarul care prinde cu sacul, pescar de baltă, care, păi tată, prinde. Nu-i dădeam peștelui ce trebuie, unde trebuie și cum trebuie, de-aia nu prindeam. Peștele nu știe dacă tu te duci la biscuit cu bicicleta sau te duci cu iahtul. Trebuie să-i dai lui ce-i trebuie. Nu, el nu știe dacă tu ai lansetă, mulinetă de 1000 de euro în barcă. El îi trebuie, el vede decât partea din apă de acolo care face el halt, atât. Restul mai află el după aia. Dar ca să afle, trebuie să facă hapul. Te duci și dai 20 de cazmale pe malul apei, scoți un pumn de râme, dar Dunărea când sapă și curge, ea scoate tone de râme când se umflă și se desumflă. De ce să vină peștele la râma ta când are atâta mâncare pe apă? De ce să vină la peștișorul tău când sunt atâția peștișori în apă? Asta este întrebarea. O avea Dunărea râme, dar ce nu are Dunărea? Am eu. Eu am buchet. Aici e toată deosebirea. De-aia vine peștele la mine, pentru că Dunărea nu poate să-i oferă buchet. Eu, în schimb, îi ofer buchet. Și de-aia prind. Ia uitați acum de dimineață. Ia uitați cât de mare este, cât de mare este întinderea. Și asta nu este decât un cănăluș. Ia uitați. Și mai este și apa tulbure. Acum o să vede și mai tulbure. Întinderea asta de apă, ca să vină peștele la buchetul tău, el trebuie să fie viu, să vibreze, să se miște, să emane mirosul, să curgă din el așa cum mustățile lui, somnul să-l miroase, să vină de departe, să fie dependent de buchetul tău. Anul ăsta pescuitul a fost după prohibiție foarte prost, înainte a fost ca lumea. După dezastru, am băgat 3 kg de râme și am prins doar 20 de kg de pește. Ia gândiți-vă, dar i-am prins. Dacă eu mă duceam cu doi pumnuleți, două castolete din alea mici cu râme, credeți că prindeam un pește? Nu prindeam nimic. Trebuie să-i dai ca să-ți dea ceva în schimb. Acum că am înțeles că trebuie să-i dai din abundență, întrebarea este cum să pui râme într-un singur cârliguș, cum să-i faci un pumn de râme să bagi într-un singur cârlig, că ele se mișcă, se rup, vine mămreana, vin peștișorii mici, îl mănâncă, le dă la o parte, trebuie să faci ceva. E, de-aia eu pescuiesc. Fac o montură în care am instalat două cârlige. Râma este prinsă în două puncte și este deosebire foarte mare. Pot să pun multe râme și prinse acolo, în două capete, ele stau și așteaptă. Peștele nu mai are șansă. Hai să o pasă de aici. După ce am prins mreana, m-am săturat de ea și am schimbat cu ficat. Ăsta este niște ficat uscat, care l-am prins, uite, se vede cum l-am prins în două ace, în două cârlige, uite, prins în două puncte, ăsta se hidratează, poate să fie și proaspăt. Șansele de a ieși, dacă este prins într-un ac, sunt mult mai mari dacă este prins în două. Astea nu mai sunt râme, astea sunt niște mortăciuni. Ultimul buchet, haideți să vedem dacă prind ceva. Putrezite, vai de mama lor, într-un singur ac n-avea nicio șansă, n-aveam nicio șansă să le pun acolo. E multă informație. Pauză mică. Puteți să o luați și o gură de cafea. Mă uit acum la coropișnițe. Stați aproape. Nu știu cât suntem astăzi. 27. Sunt de 25 de zile pe baltă. Printre țânțari, printre ape ridicate, coborâte. Coropințele, mai am din ele de atunci, de atâtea zile. Stați să vedem, în direct, aproape. Acum vreo două zile le-am mai dat o bucată de măr,
că am mâncat și varză, am mâncat și cartofi, am mâncat toate. Dar de vreo... Dar tu nu m-am uitat la ele. Haideți să vedem împreună. V-am spus eu că asta durează puțin mai mult. Mai luați o gură de cafea. Ia să vedem. Ia să vedem în direct, în direct, în direct așa. Ia. Uite, tată. Uite-le, vagabontele. Și ăsta este mărul care l-am pus eu ieri. Uite-l. Uite că am mâncat și măr. Uite. Uite-le. 1, 2, 3, 4, 5. Asta mică, unde? Era una mică. Nu se... Da, uite-ți cu aia mică. Am uitat eu. Băi, oameni buni, știi ce cred eu? Astea de aici n-aveau cum să scape. O fi aici, mă? O fi aici, mă. Dar s-ar putea în 25 de zile aia mică să fi crescut. Sau ai fi scos odată cu acest maclavais magic, hârtie cu iarbă uscată. O să o cauți, dacă vă pun barcă, vă spun. Știți de ce vă dau informațiile astea verificate? Pentru că internetul ăsta tot este plin de zoaie. Să regurgitează de la unul la altul. Nimic, aproape nimic verificat, de aia nu prindeam eu. Și acum eu vreau să aduc în fața dumneavoastră ceea ce merge la mine. Curupiznițele trăiesc cu sistemul ăsta. Folosiți-l cu încredere, pentru că ați văzut. S-ar putea să fi și crescut aia mică. Tare scurios, nu m-aș mira. La pescuit mult să laudă. Dacă e vorba să-ți arate cum, să vezi exact ce să-ți demonstreze, bă, uite, coropișnița aia care am cumpărat acolo, aia și mai sunt și alte filmulețe, uite, întrăiesc, nu prea găsești așa ceva. De-aia eu am început să prind, mă bucur și nu mă interesează peștele, mă interesează bucuria de a împărtăși bucuria care o am eu, stând pe baltă și prinzând și pește și făcând și filmulețele astea. Acum o să merg după râme, le săpăm împreună, să vă arăt muntura care mie mi-a dovedit că e bună, tată. Băi, oameni buni, am avut o trăsătură extrem de violentă la seta asta cu buchetul ăla de râme care l-am pus. E o mreană, așa face ea. O mreană la un kilogram îți ia la seta din barcă. Mamă, ce bine ar fi să o mai prind în direct. Dar e acolo. Bă, e la ea, mă, e la ea. Bă, ce aș vrea să o fac în direct pe asta? Da, tot de la pescarii bătrâni, prinzători, am mai aflat că vine ar fi să mai tragi un pic de momeală, se mai schimb locația. Ia să vedem dacă prindem ceva la râmele alea. Dacă nu prind, vă arăt ce am prins înainte să pun ficatul ăla care vi l-am arătat. Dar nu vă spun unde eram și ce făceam când am avut trăsătura. Puteți să înțelegeți și dumneavoastră. Ăla este locul unde, așa, îmi fac eu chestiile alea de dimineață, la, după cafea. E, acolo eram când am prins mreana aia. Și nu e prima dată când mi s-a întâmplat așa. Așa e la pește, eu nu mă duc nicăieri. Filmul să iasă. N-am niciun plan. Poate iese în direct. Mai stau puțin. Dacă nu iese, aia e. Încercăm altă dată, vă arăt peștele care am prins, cum ziceam, înainte de treaba de dimineață. Sau în timpul trebuie de treburilor de dimineață. Păi nu se poate. Când m-a pus să filmez, el trage. Când mă aștept să prind în direct, el nu mai trage. Așa e la pește, nu, așa e la pește, așa e la filmulețe. Stați aproape. Prind. Eu așa văd lucrurile. Dacă peștele a tras o dată, de două ori, de trei ori și nu l-ai prins, problema este la tine, nu la pește. Am făcut niște experimente cu guvid într-un an și am reușit să prind pe zile 21 kg de guvid. Exact acu, exact poziția momelei, exact râma la dimensiunea aia. Dacă era așa cum trebuie, prindeam unul după altul. Dacă nu, trăgea și nu mergea. Haideți să vedem cum arată montura după trăsăturile astea. Este foarte important să înțelegi. Totuși, pescarul trebuie să fie mai isteț ca peștele. De multe ori, uite, peștele ăsta a fost mai isteț ca pescarul de data asta. Dar trebuie să facem investigații să vedem. Trebuie să-l prindem noi pe el. Da, e interesant aici. Râmele putrede s-au dus, fără discuție. S-ar putea să fie avut un rol și în atractivitatea monturii. Poate da, poate nu. Iată ce a rămas,
Eu cred că mai are șanse asta dacă le mai găsesc o râmă pe acolo și o pun. Și până mă duc să sap după râme, haide să vedem ce se mai întâmplă. Ținta mea este un pește interesant, un pește mai mare, ceva care să mă mai încânte. Sunt de atâtea zile pe baltă, mai vreau și ceva, am mâncat și morunaș, am mâncat pe toate. Vreau să experimentez, să fac inginerii din astea cu cârligul, să vedem ce se întâmplă. Ăla las așa pentru că s-ar putea totuși să intre un somn și este minimul acceptabil pentru somn. Mai prind și morunaș, trage, nu trage, e un pic de activitate, mai este și un pic de film, poate apare și ceva pe direct, chiar dacă e mic, chiar dacă e mare, vedem. Vedem. Înainte să ajung la râme, a trebuit să trec aici, prin localitatea Ostrov, să facă provizionarea. Mi-am cumpărat niște cârnați care mi s-au părut data trecută că au fost extraordinari, niște pâine și niște bere și acum mergem la râme și haideți să vă arăt cum navighez eu prin apele astea și cum am navigat și până delta fără probleme. Deci asta este o aplicație care are la bază hărțile lui Google. Uite, se vede traseul meu în ultimile două zile, de la Ostrov la Chiciu. Peste noapte am stat undeva aici, în zona asta, iar acum, haideți să vedem, se vede că am fost de două ori, am făcut trei drumuri, acum eu mă întorc și ăsta este locul unde merg la râme aici. Haideți după râme! Foarte interesantă. Uite, copacii ăștia sunt copaci luați de apă, aduși la mare și te vedeți, sunt legați. Sunt oameni cu barca care îi vânează, îi prind și își leagă. Deci un copac din ăsta, oamenii de pe aici, pot să ardă, să-și facă lemnele pentru o iarnă întreagă. Ia uitați câți copaci sunt. Uite acolo, acolo, aici, aici, aici. Aici sunt câțiva metri cu bun de tot de lemn. Așa se trăiește aici în baltă. Nu au treabă cu romsilva, nu au treabă cu nimic. Îl ia și asumă riscul să nu se întâmple ceva când îl transportă. În rest, tot lemnul ăsta este lemn gratis. Metri cubi. Și așa de scump. Deci balta asta este o bucurie pentru oameni. Haideți să vă arăt o chestie foarte interesantă. Acum cu apa asta mare care a bătut malurile, uite, se vede acolo căzut mal, acolo căzut. Iar în partea cealaltă, unde am stat eu peste noapte, nu noaptea asta, noaptea trecută, era plin de copaci verzi căzuți. Deci când crește apa, curge, bate malurile pe dedesubt și uite, să vedem dacă se văd. Ia, uitați, rădăcinile plantelor, cum au fost expuse. Apa mănâncă pe dedesubt și malurile cad. Uite, astea sunt căzute acu de curând. Ieri, alaltă ieri, am săpat acolo după râme. Și uitați ce schimbare dramatică. Nu-i dă mirare că cetatea de acolo, de la capătul păcuiului Soare, a ajuns dita mai cetatea de pe undeva pe mal, în mijlocul a două brațe, unul pe partea asta și unul pe partea cealaltă. E interesantă Dunărea asta. Și a zis că mă duc după râme. Eu așa am zis. Când apar cu șapca asta de capitan pentru un sat, devii personaj pitoresc și mai cu barbă și mai cu nebărberit și mai cum ești tu acolo și face pe lume curioasă. Așa m-am prietenit cu lumea și pe aici până în Ostrov. O doamnă de la magazin, am cumpărat de la ea niște ouă, nu știu ce am cumpărat, că aveam poftă de altceva și mi-a fost nebunit. I-am spus că nu mi-a fost bine și după aia am lăsat-o pe ea să meargă pentru mine ce e cel mai bun. Și uite așa, m-am prietenit și cu lumea pe aici, mi-a făcut niște cârnați. Nu știu ce cârnați, Dumnezeule, au fost extraordinar. Am mâncat, a zis câine la că mănâncă, că face burta de atârnă până jos. Așa am mâncat eu cârnații a doi, dar n-am cumpărat decât doi. Și acum m-am dus și am cumpărat alții și am cumpărat și niște roșii. Am luat și niște beri. E cald. Ah, dar ce bine poate să fie.
Bă, era vorba de baba cloanță, bă, acum mi-am dat seama că m-am uitat cu ochelari ăștia, cu două perechi de ochelari, că nu văd la telefon foarte bine. Și cu barba asta, bă, baba cloanță, bă, baba cloanță, nu altceva. Uite, ăla este vaporașul cu turiști, care au început să apară și pe la noi, pe la Călăraș, mai aici. Uite, vezi? Uite cum se duce până la cetate. Se duce, se întoarce. O fi bine, nu o fi bine. Dar eu de ce nu mă mai duc în Delta? De ce am fost doar 10 zile la Cazane și am fugit ca din pușcă de acolo? De ce nu mai vreau să calc eu în Delta? Și am ajuns aici înapoi la Călăraș. Ultimul paradis. O fi de la ei. Hai să băgăm niște roșii. Mi-a fost mie foamea. O fi și asta, doamne, o fi și asta. Dar câtă bucurie poate să-ți ofere mâncarea. Viață. Viață. Vă zici că n-am mai mâncat de mult, bă. Nemâncat, domnule, nemâncat. O fi bună și nemâncat, domnule. Ah, dacă le găsești. Așa mâncam când eram copil în fiecare zi. Așa era atunci. Ah. Doamna mâne murită, dar e bună. E bun, domnule, e bun, e bun. De roșie cu cărnați. Mai sunt doi cărnați acolo la magazin. Trebuie să mă duc să iau ambalajul. Bă, cine a făcut așa ceva? Cârnați ăștia. Ăla te-am întâlnit și stat de vorbă cu el. Ăla știe ce face. Câtă bucurie îți dă un roșie, un cârnaț. Domnule, înainte eram fiecare zi și nu apreciam. Acum, o franzelă, o roșie și un cârnat. Să te bucuri în asemenea hal. Bă, ăștia cu barba albă. Bă, noi chiar ne-am bucurat de viață, mă, pe vremuri. Te bucuri și acum. Dar trebuie să știi să pui problema. Tu, doamna aia, mi-a dat exact ce a simțit ea, că vreau și că am nevoie. Ah, mișto. Și pâinea e bună. Îmi vedea mâncat ieri. Da, foame o fi așa ceva. Nu cred. E bună. Dar mie mi se pare anormal să te pun să vii la nuntă, adică ce să ai să ce să le arăt la oameni că sunt cu tine? Păi da... Ce poate să facă? Uite cât disconfort creează turismul. Cade telefonul, cade... Cum Dumnezeu să nu te duci în Delta și să te ia mama acolo de nervi? Că vine turistul să vadă și el, uite. Și ce mi-aduce, ce bucurie mi-aduce mie turistul ăsta care vine și să tine și pe societatea locală. Nu are nicio treabă. Banii se duc la Viena, banii se duc la în orice altă parte. Deci pe mine mă bate valul, mă rovește de mal. Uite și tu ce-mi face un din ăsta. Turismul. Eu sunt anti-turism total. Anti-turism total. Nimeni nu e fericit. Turismul este jefuit și localnicul suferă. Uite și tu ce De cât a trecut, eu n-am făcut nimic altceva. N-a lăsat gunoaiele încă. De cât a trecut?
Uite-te la el, uite-te la el. Da, curios că a rămas telefonul aprins. Băgam pe filmeții, mamă, ce păr am. Am dormit și pe ochelari. Ce să schimb ochelari ăștia. Și m-am țipat un singur țânsan în toată perioada asta. Mamă, ce netunz. Mamă, babacloanță, babacloanță. Așa e când dormi ca nesătui. Și telefonul a rămas aprins pe filmuleț. E când fi dormit, ia. Ăștia, telefonul meu n-a crăpat. Băi, ce mult țânța m-a înțăpat, dar m-a înțăpat. Să fac o ciorbă acum. Dau o ciorbă, ce ciorbă bag eu acum. Păi, de ce nu m-ați sculat, băi? Că a dormit prea mult. Ultimul apel era pe la 10:20. Începuse apelul pe la 10:20. Am fi vorbit vreo oră. Și acum e 3:20. Asta este ciorba sacului, ciorbă de pește făcută din fel și fel de prostii de la plic. Dacă n-am făcut socoteala, se aduce aproape la 25 de lei ciorba asta, atât de scumpă e. E făcută din chestii, dar toate sunt scumpe. Și sosul e scump, e aproape 10-12 lei borcanul. Și supa e la 7-8 lei cea mai scumpă. Conserva de pește în care n-am pus un fel de 12 lei. Deci ciorba asta se duce la 25 de lei. Bine că acum două porții mai lungit un pic mai mult. Bă, dar e bună. E scumpă, dar... Bă, dar am dormit. Hai de cap, mă. Ciorba. Acum să bag peștele. Peștele să pun la sfârșit. Fel și fel de jivine pe barca asta mea. Fel și fel de jivine. Ce mare și... Grăsălană și urâtă e. Șiu! Asta e și s-a dus înapoi. Ducă-se. Puh, dar urâtă mai ești. N-am mai prins somn de o săptămână și îmi pun în plan să prind ceva somn. Eventual, dacă se poate și un somn mai mare, nu prea am speranțe. Apa a scăzut. Teoretic, somnul care a fost prin pădure până acum, el trebuie să iasă și să vină pe groc. Uite, se vede foarte clar aici cât de mult a scăzut apa, cel puțin un metru și ceva, se vede acolo. S-ar putea somnul să fie și din pădure. O să fac o montură specială pentru mreană foarte mare și somn. Chiar dacă mă mai atacă mreana mică, pești mică, pești mici, albitura, eu încerc să rezist cât mai mult posibil din râme și să-i dau, eventual vine un somn somreană. Ăsta este planul, ăsta este obiectivul, haideți să vedem cum facem. Asta este trusa mea unde am 1.100.524 de cârlige toate inventariate. Fel și fel de, acum sunt toate amestecate, lăsate acolo. Obiectivul este să pun două cârlige mari. Având în vedere că ținta mea este un somn în jur de 3 kg, cârligele care le-am ales sunt niște cârlige cu o deschidere 1,5 cm și râmele de acolo sunt râmele albe de pe marginea Dunării. Am ales grosimea cârligului în funcție și de mărimea râmelor. Dacă aș fi avut râme șerpești, puteam foarte bine să pun un cârlig din ăsta, baban. Dar pentru râmele de acolo, unul cu tija, cu sârma, din care este făcut mai subțirică, este ceea ce am eu nevoie. Un alt lucru care mă interesează foarte mult este mărimea acestui ochet. Între cârligul ăsta de aici și ăsta de aici se vede diferența de mărime de ochet. Deci ăsta îl voi schimba și îl voi folosi pe ăsta. Toată ideea este ca ochetul ăsta mic, ochetul de aici să fie cât mai mic. Veți vedea de ce. Firul pentru linia cârligelor este un fir nefericit, este un 0,5 împletit în 4, din păcate, pentru că nu am găsit altul. Am avut unul de 0,6 împletit în 2, în 8, este cel mai bun. Ăsta nu prea îmi place mie, dar nu e rău nici ăsta. Așa cum am mai arătat, așa verific eu cârligele. Dacă stă, când întorc mâna, e un cârlig bun, are ascuțișul corespunzător, ăsta după cum vedeți, nu e bun.
Am o lupă care mărește de vreo 20-30 de ori. Am cumpărat-o din Talcioc, nu știu când am dat pe ea 10 lei. Cu asta eu verific vârful cârligului. Da, se vede. Cârligul ăsta are ceva probleme. O să încerc să-l ascut puțin. Numai așa ca să vedeți, altfel aș fi pus cârlig nou fără nicio discuție. Asta este o pilă special pentru cârlige. Cum fac, se poziționează în așa fel încât vârful să meargă în lungul acestui șanț și încerc să-l ascut. Îl verific, iată că funcționează corespunzător, e în regulă, e bun. Nu știu cum se numește nodul ăsta, dar este un nod extraordinar, îmi place la nebunie. Bag firul odată, mai bag odată, se formează aici o buclă. L-am mai arătat de atâtea ori, dau de 5-6 ori înapoi pe fir, cu capătul ăsta scurt, îl bag prin bucla de aici. Și atât. Uitați cât de fin se duce decât un ping. Trag de toate în același timp. Vedeți? Cât de fin se duce el până la capăt. Nici nu trebuie să-l mai umezesc pentru că nu s-a frecat. Nu s-a frecat un pic. Toate s-au adus și s-au adunat acolo fără nici cel mai mic efort. Nu a existat frecare zero. Ia scula cea mai importantă și cea mai cu eficiența cea mai mare, nu trebuie foarfeci, nu trebuie nimic, un simplu briceag pe care l-ascut aici, l-ascut bine, las cam o distanță de un centimetru și gata. Scula asta este extraordinară, nu trebuie nicio altă porcărie, este fantastic cuțitul. Lungimea firului acelor este cam vreo 80 de centimetri, atât folosesc eu, este suficient. Distanța între ace este foarte importantă, având în vedere că montura asta va fi pentru coropișniță, eu voi băga coropișnița pe bucata de aici, de fir dintre ace. Și pentru că coropișnița este cam așa de mare, o să las distanța în așa fel încât coropișnița să intre ea întreagă aici, între cârlige. Despre plumb am mai vorbit. Minim 200 de grame. Și am descoperit că un plumb cu gaură aici este de departe cel mai țărănesc, cel mai eficient, nu te doare capul. Ăsta, un plumb de 350 de grame, deja este cam mult, nu este în regulă. Ăsta pe la 250, ăsta și ăsta este foarte bun. Plumbul meu preferat, ăsta pentru aruncări la distanță mare și ăsta la altul pentru apă cu curentul foarte vioi. Stă pe fund, fără nicio problemă, este numărul 1. Cum leg plumbul? Fac o buclă în așa fel încât plumbul să încapă prin buclă. E cam așa. Și am strâns bucla. Un pic cam mare, în arde mic. Bucla vine prin găurica plumbului, fără nicio problemă, după aia peste plumb pe aici. Și asta este felul în care agăț plumbul. Fără greșeală. Aici o buclă suficient de mare ca să treacă plumbul prin ea. Vedeți? Pac. Nici prea mare, nici prea mică. Și gata. Tăiat cam la vreun centimetru. Și așa arată partea cu plumbul. Fără greșeală. Atractivitatea coropiniței vine din zeama care este în ea. Odată ce a fost subtă, nu mai are zeamă în ea, este un fel de obiect acolo care mai mult încurcă, nu face nimic. Așa că cârligul trebuie să pătrundă și coropinița să fie băgată pe fir cu înțepături cât mai mici pentru ca să degaje câte puțin tot sucul ăla și să devină atractiv pentru somn. Este adevăratul antifurt. Dacă vrea să mănânce coropinița, el trebuie să plătească pentru treaba asta. Asta e făcută, așa rămâne, la capăt de tot, fac o buclă, merge și buclă simplă, adică așa,
dar merge și buclă 8, băgat capul liber pe, de două ori dat de, după ochetele ăsta. Și se formează ceva de genul literei 8. Uite cum arată aici. Îl strâng. Uite ce frumos e. Îl strâng. Iar mărimea asta, mărimea buclei trebuie făcută în așa fel încât să poată să treacă prima omeală. Cam atâta am ales eu să fie. Strâng, trag de toate patru și este nemuritor. Nemuritor. Aici las o lungime de un centimetru. Și am terminat și cu asta. Bun! Eu nu cred în nimeni și nimic, numai ce văd și măsor. Cu o riglă, pe o riglă dau fire între două marcaje de centimetru și în felul ăsta eu aflu mărimea firului principal. Deci aici am dat 16, ia să vedem de cât îmi iese firul. 16 ture pe centimetru. 100 de milimetri, 110 centimetri împărțit la 16,06. Ei, eu nu cred că este 0,6 pentru că firul este cumva plat. El nu este rotund și probabil să face cumva o medie. Dacă ăla e de 0,6, înseamnă că ăsta este de 1. Dar dacă îl pui, dacă îl pun așa, comparativ cu un, îl pun pe linie și mă uit cam cum arăta el într-un centimetru băgat așa, cam arată de 0,6. Ăsta altul scrie pe el 0,5, dar mie mi-a dat un 0,7. Nu contează, irelevant. Pe firul principal, aceeași tip de buclă. Foarte ușor de făcut. Bucla 8. Uite. Am strâns. Ușor decât de toate trei. Nu prea tare, după aceea să mai strâng ele în apă. Las cam un centimetru, am tăiat și sunt gata de treabă. Acum, foarte simplu. Acum avem în felul următor. Firul cu plumb, firul cu coropiniță și firul cu lanseta. Bag în felul următor, încep cu plumbul, buclă în buclă, trag plumbul. Plumbul prin bucla lui, pac, ușor, și s-a format buclă în buclă. La coropiniță, la fel, bag bucla prin bucla firului principal, coropinițele cu râmele, cu tot, pac, prin bucla asta, vezi câtă simplitate, câtă simplitate. Aici trebuie să fii un pic atent, pentru că nodul ăsta să nu se agațe, să treacă cum trebuie de buclă. Ia să vedem dacă nu fac vreo prostie acum, tocmai când arăt la oameni. S-a mai agățat câteodată nodul ăsta de... Uite-l, s-a făcut. Simplu. Ce avem? Bucla principală, bucla plumbului, bucla coropișnițelor. Și asta este montura care m-a transformat pe mine de la a nu avea nicio trăsătură până a prinde pește mult mai mult decât satisfăcător. Deci ați văzut, asta este montura pentru somn cu coropișniță în sistem antifurt care nu dă greșeală. Pot să prind și doi somn cu coropișnița asta și a tot rămâne acolo. Mai împletesc cu râme, nu greșește, este de o simplitate cuceritoare. O recomand, având în vedere că pescuiați cu ea de un an de zile și am prins sute de pești. Am prins și butuci. Pur și simplu, sistemul ăsta nu s-a rupt. Singura chestie care am mai învățat-o este pe partea cu plumb de aici. Folosesc fir gros, la fel ca pe partea cu cârligele, pentru că somnul când se zbate, este prins în ace, dă din coadă și riști să bată plumbul și să-l dea afară. Așa, fir gros pe plumb, fir gros pe linia principală, fir subțin, pe linia coropinițelor, fir
subțirel pe lansetă, cu cât mai subțire, cu cât mai bun. Păi și l-ai prins, îl tocănești, îl mănânci, când mănâncă el, prins unul după altul. Rapiditatea monturii, rapiditatea cu care se face montura este cuceritoare. Iar faptul că pur și simplu nu-ți convine ceva și vrei să schimbi, iei cuțitul, ai tăiat, faci legăturile din nou, îți dă o viteză și o eficiență uriașă atunci când se prinde peștele, ți-a gata două lansetele între ele, se întâmplă ceva, tu trebuie să le tai, pac, 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 le faci înapoi fără nicio problemă. Ce poți să faci de la început este să legi linia plumbilor și să ai plumbii legați cu linie, să iei acolo. În rest, se leagă așa de ușor, nodul fără nod este așa de ușor de făcut încât merită să bagi coropinița pe partea de sus. Păi, oameni buni, merge. Să trăiască pescarii aia simpli care m-au învățat sistemul ăla. Pescari prinzători cu sacul, m-au învățat și pe mine să prind două cu sacul. Cu montura asta. Eu am adaptat un pic și am făcut un pic mai bună cu cârligele aia două, cu sistemul antifurt, dar plumbul în sistem din ăsta balansoar, nu elicopter, că la Dunăre nu există elicoptere, există decât balansoare, pentru că curentul te duce așa și el nu se învârte ca la baltă. El este dus încolo. Practic, ăsta stă pe fund, stă puternic pe fund, iar sistemul de mișcare se face așa. Uite, vezi? Și în balansul ăsta de aici, stați să vă arăt imediat. În balansul ăsta, uite, în ăsta se vede trăsătura. Este fără greșe, uite, chiar dacă se plimbe, asta se aranjează, stau ele cum vor, este de o flexibilitate extraordinară, uite. Deci, are cât are, distanța de aici până la distanța firului contează mult. Uite, are aici în cazul ăsta vreo 30 ceva, 40 de centimetri balansul ăsta, iar ăsta este practic trăsătura mea. Am simțit trăsătura, plumbul greu, 200-250 de grame, minim, umbli cu porcării, cu fâșnețul, mai bine întotdeauna pește. Râme multe, plumb din ăsta, motura asta țărănească, simplă și prins pește, garantat. Se bagă foarte ușor. Toată treaba este să ai o ingliță din asta mai lungă. Se bagă râma fără nici cea mai mică problemă pe ingliță. O scos pe la capă pe aici. E firul. Poate să fie și cu buclă. Dar trebuie făcut nodul un pic mai fin. Uite-l. Uite, tate, aici. Uite cât de mișto poate să fie. Două râme anti-tangle. Foarte tare. De să mai băgăm încă un. Aici fac o buclă mai simplă, mai finuță. Nu bucla 8, buclă normală. Dau o singură dată. Bag prin fața ochetului care se formează, nu prin spate. Și uite cum se formează. Pac, o buclișoară. Și să vedem dacă trece râma prin nodul ăla. Eu cred că trece fără probleme. E tare greu de filmat și cu, uite, el are un opritor aici, așa să mă uit cu coada ochiului și la ce fac și la telefon, pentru că chiar vreau să se păstreze manevra asta. O rotesc fiind de tot, o trag prin corpul ei, nici nu s-a simțit, fii atent aici, ce încântat sunt eu. O trag mai departe pe sub carapacea asta, pe sub platoșă. Acum a ajuns la nod. Aici este mai complicat. Hai că a trecut de nod. Hai că ai trecut. Hai, gata. Nodul ăla trebuie făcut un nod mai fin. Așa, gata. Uite că a trecut nodul. Se vede cum ajunge nodul la carapace. Așa, trec pe aici. Aici nu a simțit că n-a trecut. Mamă, ce încântat sunt. Asta este o adevărată realizare. Uite râma, coropișnița care va fi prezentată peștelui. Uite cum fuge ea, cât de vioaie și cât de în regulă este cu trecută prin fir. Deci nu are niciun rost, nu are să bagi coropișnița în ac. Asta este o prezentare de excepție, după părerea mea. O să o păstrez filmul ăsta needitat. Așa
spune mie. Și pentru că am lăsat-o, mie să vedem dacă pot să bag bucla asta. Uite bă cum o trage, bă. Stai bă aici. Ia să vedem dacă pot să fac nodul fără ac. Nodul fără nod. Îi bag prin spate. Am zis eu, uite că merge, mă. Fii atent că merge. Așa, mă duc cam aici ar trebui să fie cârligul. Mai rare, n-ar veni chiar dacă ești nimic în cadru, s-a întors în cadru, nu nimic. Le bag pe astea de întoarcere printre celelalte. Și acum, cu buclă, îl bag prin ochete. Dacă intră, sunt campion. Având în vedere că cropișnițele astea au fost așa de scumpe, cred că merită tot efortul să faci o montură din asta și cu șorop, cu coropinița băgată între aci. Uite. Cred că mai bine de atâta nu se poate. Nimic nu o să editez din filmarea asta, așa o las. Produsul final, după ce am țesut cu râme și cârligul de sus l-am trecut prin abdomenul coropișniței, așa arată, gata de frispește. Așa, lanseta este deja băgată, acum scot niște râme aici, astea babane frumoase, săpate din mal. Le-ați văzut pe alea cum le-am băgat pe fir, asta o bag. Râma asta o bag pe cârligul de sus, iar cârligul de sus ia o măsură așa și o înțepe cu rompinițe în abdomen. Și în felul ăsta se completează sistemul antifurt. Ea de aici nu mai pleacă. Iar pe cârligul de jos continui, bag râma care am început-o sus, iar aici mai bag 2-3 râme pe tija lungă a cârligului. Cârligul am avut grijă să păstrez unul subțirel. Peștii sunt încă mici, au venit doi băieți, s-au prins toți somn mici. De-aia mari încă, aia sunt în pădure de 3 săptămâni. Nici o urmă de pește mare, numai pește mic. În funcție de ce aflu de la ceilalți, așa fac montura. Dacă începe să apară pește la 3,5 kg, la 4, la 5, schimb cârligele, pun mai mari, mai rezistente, deocamdată mizez pe așa ceva. Ia uitați cum arată. În vremurile când somnul nu mănâncă. Hai să vedem. Iese sau nu iese? Ia uitați cât de interesant este. Uite cum stă motura în apă. Plumbul în jos, iar asta în lateral și la curentul ăsta, pur și simplu, la distanța dintre plumb și bucle, uite cum va sta montura și jos acolo în apă. Somnul poate să o agațe din orice poziție, eu zic că e ideal, nu ai nevoie de plute, nu ai nevoie de nimic. Și uite cum este prezentată această momentă somnului. Cum să nu o mănânce? Oameni buni, anul ăsta șalău a fost de vis în iarnă, înainte de prohibiție s-a prins somn ca lumea de tot, am prins somn ca lumea de tot, după prohibiție slăbuți, dar am prins cu râme multe, după aia a fost o perioadă când a crescut apa și s-a tulburat, n-am mai mers mai deloc, somnul rar, mreană multă și morunaș. Mreana și morunașul a făcut legea anul ăsta și crapul s-a prins la râmă albă. Foarte interesant, crapul la care am prins crap de 8 kg la montura de somn, îl vedeți într-un film anterior. Și n-a fost singurul crap prins așa, s-a mai prins. Am văzut eu, cu ochii mei am văzut crap prins și mi-a mai spus altcineva că s-a prins crap pe felul ăsta. Deci cam asta a fost 2023 până acum. În iunie. Sper să scadă apa, sper să iasă peștele din pădure, să vedem dacă mai rezistă răbdarea de asta și de a prinde numai mreană. Este o mreană, o panoramă de mreană așa la
până în chil, este, are o mușcătură de o violență extraordinară, că te lasă fără lansetă din barcă. Cam așa a fost, cum am zis, așa a fost anul ăsta. Haideți să găsim niște driluri să vi le arăt. Asta a fost în direct. Da, piciorul a fost în direct. A fost în direct. Nu s-a văzut trăsătura, dar s-a auzit. Super, super, super. Așa da. Asta o parte interesantă. Este mic, trăsătură bună, frumușică. Sunt tare curios dacă este coropinița acolo, dacă primele sunt acolo. Cred că trage și la asta, la altă. Nu dau seama ce e. Ideea este să lași vârful lansetei în apă, pentru că dacă este somn și iese la suprafață mai departe, l-ai pierdut. El apucă să se zbată și când se zbate, iese. Uite ce frumos tremură lanseta. Și l-am scăpat. Ia să vedem, am coropinița. Om sau nu mai am? Așa, abdomenul n-a rezistat, s-a rupt. Dar nu-i nimic, mai pun niște râme. Hai, înapoi la apă. Am observat că dacă folosesc fir mai subțire, trebuie să matisez mult mai adânc, pentru că cârligul de sus se răsucește și nu mai stă el cum trebuie. Iar la coropinița asta, având în vedere că am călcat pe ea și am zdrobit abdomenul, cârligul de jos i-a mai făcut o buclă prin burta ei. Așa arată, am pus vreo 6-7 râme. Iată primul pește al partidei, în timp ce făceam montura pentru a doua. Sunt nepregătit total. Nu este mare. Nu e mare. Gata, am ce-mi trebuie. Am. N-a durat mult. Trăsătură frumoasă. Frumoasă trăsătura. Înțepătură clară. Tare scurios să văd ce e acolo. Cred că e o moacă mică. Ia să văd. Bate frumos. Încep să fiu încântat. Coropinița este, coropinițele astea cred că și-au făcut treaba. Măreana. Bună și măreana, dar nu asta o vroiam. Un pește care sunt curios dacă mi-a stricat. Uite ce spectacol. Ce spectacol. Uite cum sare, zici că e peștele sabie. Și se pare că atenție, avem acolo coropinița. Băi, să nu scapi. Acele alea au fost în regulă. O măreană frumoasă la început de partidă. Coropinița e acolo și cred că pot să le folosesc. Extraordinar. Extraordinar. Montura se vede întreagă, coropinița la locul ei. Măreana pe la... Mă, filmează sau nu filmează? Filmează, bă. O măreană pe la... știu șo, 2 kg. Superb. Extraordinar început de partidă. Foarte încântat. Momeală multă. Coropijniță. Măreană prinsă la coropijniță. Un adevărat spectacol, adevărat încântare. Coropinița mea, uite cum stă acolo, dar să nu stea în soare, uite ce frumos să-ți bate acum în direct. Uite. Stai pe acolo, uite. Bă, ce încântat sunt de coropinițele astea care le-am luat. Și acum sistemul ăsta al meu, invincibil. Uite, asta e interesant, când se pune iarbă într-o lansetă cu inelele mici,
și nu mai intră iarba pe inarele mici. Pur și simplu, asta este. Fără panică, fără... Da, iarba jos. Și mulnez în continuare. Ceva încă este. Uite ce... Ceva micuț, dar te bucur și de ceva mic. Mă bucur că am reușit să găsesc montura câștigătoare, să prind merenele astea, care astea sunt aici. Cu montura asta se prinde și mereană mare, fără discuție, fără discuție. Dar aici este mereană din asta. A fost o lecție bună, o școală bună astăzi, pentru că am învățat montura, am învățat cum să o fac. Sub propoziție, nu trebuia să o mulinez așa de... Vezi, când pui peștele în barcă, uite cum se-ți bate, vezi? De asta, frate, să mai și încadrez cu camera. De asta e bun gripperul ăla. El începe să-ți bate, face pe nebun, uite, ci lasă bale, vin muștele, nu este în regulă. Am mulinat cam mult. Da, este dificil să și filmez, să și pescuiesc, le trage și la salaltă. Care trage? Eu n-am atins nimic. Uite cum trage și la asta. Uite, vezi? Cred că aceeași chestie, aceeași pește. Să vedem ce s-a întâmplat. Da, s-a prins în călicul de jos. Călic destul de... Bă, dar trebuie să mai și arăt la cameră. Da, trebuie să-mi cumpăr eventual o cameră din asta de montată pe frunte. Uite cum s-a prins. În colțul curii. Ac destul de măricel. Cu acul ăsta foarte, foarte, foarte încrezător poți să prind și somn. O filmare mai de aproape. Leana are o consistență foarte fermă a gurii. Observați că e destul de greu de scos câligul. Nu știu cum să aibă 3 sferturi de chil. Jumătate de chil mai degrabă. Da. Un pește trebuie să întoarce înapoi. Am învățat ceva de la merenele astea. Nu știu dacă pot să fac o aruncătură din asta așa. Ia să vedem, iese ceva. Bă, ce mișto o să fie, bă. Cum să nu stai pe bată, știi, bă? Cât de tare. Plătică superbă, superbă, superbă plătica asta, n-am nicio. O să las telefonul că risc să o pierd. Sper să o pun în barcă. Montura ucigașă!
Plătica aia n-a fost plătică, a fost morunaș. A făcut o petrecere cu ea. Morunașul ăla este un pește extraordinar. Dar fiți atenți, în filmul următor am mai făcut niște experimente. Haideți să vedem ce iese. Dacă tot mi-au murit niște râme, m-am hotărât să transform dezavantajul într-un avantaj, să fac un alt experiment. Am pus pe unele din ele la uscat pe trapa bărcii. Treaba asta am mai făcut-o mai de mult și am avut rezultate extraordinare și la guvit și la crab. Am pus bucăți din astea de râmă uscată. Și acum ea este deshidratată. Am mai completat montura asta cu bucățele deshidratate aici în acul de jos. Să fac un mic experiment, să vedem după ce se hidratează, să văd dacă pot trage o concluzie. Sunt și din astea mai moarte, sunt și din astea mai una, două. Uite ce frumos trage! Nu s-a întâmplat nimic. Mai una, două vie. Și hai să vedem. O concluzie pe montura asta nu am. Dar pe un experiment făcut cu râme deshidratate la cuvit, păi oameni buni, l-am cocoșat pe cuvit, să prins kilograme de cuvit cu râmă deshidratată este ceva extraordinar. Am prins în câteva zile 21 de kg de cuvit, unul după altul la râmă deshidratată. E mare lucru. În cazul ăsta, concluzia nu a ieșit, dar este mai veche, este mai din trecut, la cuvit am mers. Mai vedem. Mai stați aproape. Absolut direct. În timp ce vorbeam despre cuvit, am avut trăsătură și ia să vedem ce a urmat. Da, a început să tragă pește, dar în timp ce filmam, în timp ce vorbeam despre cuvit, atunci am avut trăsătură. Da. Întoarce camera alta invers, am băgat momentele astea, monturile astea care am făcut acum cu ropiniță. Sper să nu scap. Am schimbat camera în partea alta, uite, unul l-am pierdut, a fost mișto, cred că era minim 5 ar. Trebuie să mă să țin telefonul în mână și intră la seta asta mică, intră în burtă. Ăsta e al doilea. Da, uite, de mult n-am mai prins. Stai, bă, stai, Dumnezeu, stai că nu poți să te țin și pe tine și pe lansetă și pe telefon. Stai, calmează-te. Uite, a început, a ieșit. Era totul mătii să fie de lansetă când stă între ouă. Asta e al doilea, uite, vezi, a ajuns plumbul, uite, a ajuns în vârf acolo. Trebuie să avantaje și dezavantaje, hai să mai potolească. Păi ce mi-a intrat ăsta între picioare și mi s-a rupt lanseta aia bună, Bă, a început să meargă, bă, bine că a rămas. Uite, ăsta e al doilea, într-o jumătate de oră, uite și am ținut totul cu degetul mic. Asta e tare, 3 zile. Și bate vântul, e și e frig. Uite la curopișniță. Uite, să vedem montura, uite. Uite montura aia adevărată. Mai direct de atât, nu se poate mai direct de atât. Și este prins în buza de jos. Uite cât de tare poate să fie, cât de tare. Și o țin cu telefonul și cu degetul mic lanseta, o lansetă de panoramă de 2 metri. Uite și cum țin lanseta cu degetul mic. Și mă trece și o din asta, cum se cheamă, cu p. Bă, cum se întâmplă toate odată. Hai să-l vând în barcă. Și n-am sforașe, n-am nimic pregătit, de o săptămână nu mai prind nimic și au început să iasă din pădure, mă. Au început să iasă din pădure, mama lor. Uite-i. Încă o dată, nu mă abțin să filmez montura. Uite-o.
Uite câtă criminală e mătura. Hai să-l bag, hai să-l bag. Vezi că mă va joc un pic cu el. Ce mișto, ce mișto e pe baltă. Uite, 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 în direct, în filmare direct, uite cum stă motura, cum stă coropișnița, cum stau râmele, mai tare de atâta nu există filmare. El s-a zbătut și a scăpat și din ăsta de aici. Nu s-a zbătut, el este al doilea care s-a scăpat, dar nu știu cum Dumnezeu a fost. Uite cum s-a zbătut și a rămas... A ieșit din cârligele astea, cu ropișnița este încă acolo și uite ce mizerie a făcut și că a făcut așa pe canapeaua mea. Uite cum arată. Păi și e frig. Dintr-o dată de la niște călduri din astea turbate, nu puteai să stai, a văzut vântul, nu știu ce s-a întâmplat, mi-e frig, trebuie să-mi iau mânecă lungă pe mine, a început să scadă apa și trage peștele. Meserie! Păi el, aici stau. Nu mai plec. Da, da, da. Ăsta este un exemplu mult, mult, mult mai mult decât interesant. Uite la somn cum se rupe buza de jos, mandibula, cum s-o chema, de la jumătate dintre aici, nu știu cum să-i spun. Da, se rupe. De asta trebuie somnul când îl prinzi în sforaș, trebuie prins din lateral. Este cel mai tare exemplu, absolut cel mai tare exemplu, care arată că teoria mea că nu trebuie să pui sforașul aici, că trebuie să pui sforașul într-o parte, funcționează mai mult decât... Deci, gripperul ăsta, păi, este bun, este bun, fără discuție. Toată treaba este ca... Da, vezi tu că gripă nu poți să pui într-o parte, poți să-l pui decât pe mijloc, că așa se așează. Sforașul trebuie înțepat aici. Da, bă, cât dacă prinzi pește unul după altul, unul după altul, unul după altul, așa, încet, încet îl înveți. Uite, asta vroiam eu să aflu de pe internetul ăsta care pâhâne de regurgitări de acolo până acolo și nu te învață nimic. Eu asta vreau să arăt la oameni, să mă bucur că le arăt cum să prinde pește, nu cum să cheltuie banii și să ajungă să se simtă vinovați că se duc la pește, să... Nașpa! Pescuitul este ca păcăneaua, băi, oameni buni. Lucrurile simple sunt de cea mai mare valoare. Asta vreau eu să arăt. Bucuria nu se poate cumpăra cu bani. Bucuria nu se poate cumpăra cu bani. Este foarte tare, într-adevăr. Bucuria nu se poate cumpăra cu bani. Dar trebuie să închid filmulețul ăsta aici, că încrapă telefonul. Stați aproape data viitoare. Bucuria nu se poate cumpăra cu bani. Tare de tot. Trebuie să închid, că încrapă telefonul, nu mai poate telefonul. Aș mai continua. Bucurați-vă. Aventura 1071. Da.